Cazul în care s-ar adopta noile măsuri fiscale, angajații ar putea să nu mai primească nici tichete de masă, întrucât, potrivit draftului ordonanței de guvern, acestea vor fi impozitate și se va plăti CASS. Discutăm cu analistul economic Adrian Codirlașu despre efectele negative ale noului cod fiscal. Bună dimineața, mulțumesc tare mult pentru prezență. Bună dimineața, vă mulțumesc pentru invitație. Este posibil, domnule Codirlașu, așadar să dispară aceste tichete atât de vacanță, cât și cele, iată, de masă, dacă intră această ordonanță de urgență, dacă trece, merge mai departe, intră în vigoare, așadar, și totodată dacă ar mai fi, iată, rentabil pentru angajatori să le ofere? Practic, tichetul de masă este folosit pentru masă. Deci este nu numai în România, ci și în alte țări din Uniunea Europeană, puțin impozitat sau chiar deloc, că scopul este asigurarea hranei și este important în special pentru salariații care au venituri mici și care beneficiază de o deducere de la stat pentru procurarea de alimente. A le impozita, de exemplu, cu taxe pentru asigurări de sănătate, nu mi se pare o soluție inspirată. De ce? Pentru că acei angajați deja plătesc, au salariu, deja plătesc asigurări de sănătate. Plus, dacă ne uităm la salariile din economie, sunt categorii care, deși beneficiază de asigurări de sănătate, de sistemul public de sănătate, nu plătesc, sunt scutiți de a plăti asigurări de sănătate. Și tocmai că s-ar pune o povară suplimentară exact pe cei care plătesc asigurări de sănătate. Și fiind alte categorii care nu plătesc aceste asigurări, deși beneficiază de serviciile de sănătate. Mă refer la agricultură și construcții. Vorbind acum despre etichetele de vacanță, era la un moment dat în discuție să se ofere și angajaților din mediul privat. Dar dacă aceste măsuri, iată, merg mai departe, vor fi descurajați complet angajatorii din mediul privat să ofere de asemenea aceste etichete de vacanță de această dată. Sunt câțiva, dar poate ar fi oferit mai mulți. Acum câteva luni, la începutul anului, a fost introdus un pachet de asemenea de deducere pentru angajați. Iar în limita unei sume care e modică, se puteau oferi diverse tipuri de avantaje salariaților, unul dintre ele fiind și tichetele de vacanță, pe lângă asigurări medicale, abonament la sală, abonamente medicale, alte beneficii. Cumva, având în vedere impozitarea extrem, extrem de mare a muncii, aproape 45% din cât câștigă un salariat merge la stat, iar apoi mai plătește și TVA pe cei mai rămâne, un sistem de deduceri pentru anumite activități și servicii, cred că este necesar.